Sunt momente în care nu există, nu se poate. Sunt idei care odată rostogolite dau naștere unor proiecte de viitor. Un astfel de proiect este cel inițiat de Forțele Navale Române împreună cu Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Sunt multe de făcut. Aș începe cu această deschidere spre colaborare între Forțele Navale și Colegiile Armatei României. Deschiderea există, iată, suntem aici și am făcut primul pas. Apoi, cred că implicarea forțelor navale în această cunoaștere a categoriei de arme ar fi binevenită. Sigur că într-o colaborare cu colegiul am putea, eu știu, în cadrul unor activități să procedăm la vizitarea Academiei sau chiar a navelor sau unităților de luptă din cadrul forțelor navale. Apreciez în mod deosebit deschiderea care am găsit-o aici la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, în condițiile în care, începând de acum 2 ani, la nivelul forțelor navale, noi am deschis și am început această activitate de deschidere, de prezentare a forțelor navale către colegiile civile din România și, bineînțeles, cu deosebit și direcționat către colegiile militare, pentru că aceste colegii militare și, în cazul de față, Dimitrie Cantemir, este un colegiu de excelență, un colegiu care a demonstrat nivelul de profesionalism al colectivului de cadre și, în aceste condiții, nivelul deosebit de pregătire al absolvenților acestui colegiu. Avem deja planificate câteva activități în cursul acestui an care se vor derula. Intenționăm să arătăm că forțele navale reprezintă o structură complexă în cadrul forțelor armate, o structură în care găsim, în afară de navele specifice și navele noastre ale marinei militare, vom găsi infanteria marină, găsim grupul de elicoptere, găsim scafandri, găsim forțele speciale. Deci cine vrea să lucreze într-un mediu întrunit, poate să vină în forțele navale, pentru că aici va găsi absolut tot ce înseamnă Armata României. Era în prima decada lui Brumar 2016, când marinarii militare au acostat pe meleaguri prahovene, desfășurând activități de promovare a carierei militare la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Pres de câteva ore, cu toții, elevi și ofițeri de marină deopotrivă, au navigat prin lumea Academiei Navale, a aventurilor trăite la bordul navei școală Mircea sau a vieții de marinar militar pe navele de la mare sau fluviu. Înființat în iunie 1912, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir reprezintă astăzi un punct de referință atât pentru învățământul liceal militar, cât și pentru învățământul liceal național. Ce formează colegiul și cum este viața de lemnist la Breaza? Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza pregătește în primul rând oameni, aș spune. Oameni pentru societatea românească, pregătește în al doilea rând viitorii militari ai Armatei României, pregătește caractere puternice, pregătește de asemenea personalități flexibile, dar și destul de solide ca să ducă mai departe și să reziste mediului de securitate actual. Într-un alt rând, pregătește, desigur, viitorii marinari, de ce nu? Viața de elev în liceu militar este foarte interesantă, deoarece pe zi ce trece, noi ne apropiem foarte mult unul de celălalt, mai fel la noi colegii de pluton și colegii de companie, pentru că față de un liceu civil, noi aici conviețuim împreună și sunt niște avantaje mult mai mari în ceea ce privește relațiile interumane pe care le legăm aici. Viața de elev de liceu militar este una specială. Există o coeziune specială între noi, petrecem săptămâni aici împreună, avem foarte mult de învățat, suntem împreună la bine și la greu, ne formează ca oameni, pot să zic, și
E o experiență cu totul specială față de orice altceva. Așa scurși care ar fi de 104 ani, caractere și oameni de acțiune, dar este foarte greu. Sunt tineri care vin de la 14-15 ani, din medii diferite, de familie, de venit, de cultură, de civilizație, de religie. Asta nu înseamnă că suntem multicultural și multireligios, dar sunt și asemenea aspecte. Și la oaltă cu familia trebuie să-i croim spre a fi oameni de acțiune. Oameni care să fie devotați acestei țări, acestui neam, dar și să facem o socializare militară primară spre cariera armelor, spre apă, pământ și aer. Ce a reprezentat prezența marinarilor pentru o zi în colegiul militar și care sunt opțiunile de viitor ale elevilor? Forțele navale pentru o zi în mijlocul elevilor dumneavoastră. Cum vi s-a părut inițiativa? Interesantă și binevenită. Aș putea spune că se cunosc lucruri despre forțele navale, dar cred că nu îndeajuns de multe. Inițiativa noastră este extrem de interesantă pentru noi, dar și pentru elevii noștri. Ei au posibilitatea să afle mai multe amănunte despre fiecare specializare în parte. Ei au posibilitatea să afle mai multe amănunte despre academie, despre ce înseamnă să fii ofițer de marină, ce presupune, eu știu, limitările acestei meserii, pentru că este o armă cu limitări, la fel ca orice altă armă din Armata României. Este extrem de interesantă. Eu oscilez între două academii, Academia Forțelor Navale Mircea cel Bătrân și Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Dacă aș urma Academia Forțelor Navale, aș dori să urmez tot ceva pe pământ, gen infanterie marină sau trupe care lucrează pe uscat sau chiar forțe speciale. Eu îmi doresc să urmez Academia Forțelor Navale. De ce tocmai această academie? Deoarece am garanția că această academie îmi va oferi o educație profesională de excepție. M-am documentat despre activitățile desfășurate pe navele și ambarcațiunile de antrenament și pot spune că reprezintă o adevărată provocare pentru mine. Mai mult de atât, un alt factor care m-a influențat în alegerea acestei academii este faptul că am posibilitatea să studiez și să călătoresc pe întreg mapamondul fără a mă lăsa intimidată de necunoscutul din depărtări, ori cel din adâncuri. În momentul de față mă gândesc să dau ori la Academia Tehnică Militară, ori la Academia Forțelor Terestre, dar înclin mai mult spre cea de-a doua. În primul rând, prin ceea ce am învățat în cei 2 ani și un pic de liceu, de la instructori și de la orele de pregătire militară, simt că pot să comand, să am în subordine oameni, să coordonez activități, să iau decizii importante. De ce, printre opțiunile tale, nu se regăsește și Academia Navală? În primul rând, nu sunt o persoană atrasă de mare. Și din ce am învățat și am văzut și am aflat despre Academia Forțelor Navale, nu m-a atras cu nimic, nu m-a fascinat nimic. Mi se pare ceva care nu mi se potrivește mie, ca om și ca militar. În momentul de față nu am simțit nimic că mi-aș dori să parcurs studiile Academiei Forțelor Navale. Parteneriatul dintre cantemirii și marinari s-a dezvoltat și în luna ianuarie, ora de pregătire militară generală a elevilor din clasele a 11-a și a 12-a a fost ținută de ofițeri din cadrul statului major al Forțelor Navale. Apoi, marinarii au participat la atelierele cantemirului, iar comandantul colegiului a avut întâlniri cu aspiranții la Școala de Aplicație a Forțelor Navale și cu studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Am fost la dumneavoastră în acest liceu. Nu regret nimic vis-a-vis de perioada pe care am petrecut-o aici în liceul militar de la Breaza. A fost frumos. Eram tineri ca și dumneavoastră, eram visători. E foarte frumos să știi că îți închei cariera parcurgând și ajungând acolo unde ți-ai propus sau ai visat că erai tânăr. În afară de ce înseamnă Marea Neagră și zona pe care o cunoașteți foarte bine a Forțelor Navale, Forțele Navale acționează la GFC Napoli, Forțele Navale acționează la Norwood, în Marea Britanie, Forțele Navale acționează la Newport,
Statele Unite, forțele navale, într-o societate globalizată în care România are interese de a-și promova atât ceea ce înseamnă Marea Neagră, cât și ce înseamnă România ca țară, acționează, unde statul român are nevoie de oameni serioși, oameni pregătiți, oameni în măsură să promoveze interesele statului român. Am constatat un interes deosebit al elevilor pentru marinari. Am constatat că au fost fascinați de prezentarea domnului contraamiral de flotilă Ciorobea. Au fost fascinați de ce presupune o astfel de carieră, de locurile minunate din lume pe care domnia sa le-a văzut și unde a lucrat, de structurile de înalt nivel unde și-a desfășurat activitatea. Atelierele Cantemirului e o idee nouă, o idee care a pornit de la faptul că noi aici construim personalități, noi aici formăm viitorii ofițeri ai Armatei României. Am considerat util și necesar pentru ei să cunoască absolvenții ai Cantemirului și nu numai, ci personalități ale sistemului militar care conduc destinele Armatei României în acest moment și ce fac ei concret. Activitatea a decurs foarte bine. Ea face parte din acest program pe care l-am inițiat acum câțiva ani, programul pentru promovarea forțelor navale, orientându-ne pe două direcții, în afara forțelor navale și în interiorul forțelor navale. A fost o zi interesantă, o zi frumoasă, o zi plină de tinerețe, o zi plină de noutăți. Pe lângă faptul că am vizitat școala de aplicație, unde am avut o întâlnire extrem de interesantă cu aspiranții de acolo, aflați la cursul de bază. Am vizitat și Academia Forțelor Navale, Mircea cel Bătrân. Studenții noștri au primit cu entuziasm această temă, orientarea în cariera profesională. Temă de gândire până la urmă, pentru că în această conferință interactivă, ei au putut să-și dea seama și de principiile teoretice ale proiectării, planificării, coordonării unei cariere de-a lungul întregii vieți, dar au fost puși și în fața exemplelor concrete pe care o carieră în cadrul forțelor navale li le poate pune. Alegerea carierei după absolvirea unui liceu nu este întotdeauna un lucru simplu. Devine însă un lucru și mai complicat pentru elevii din colegiile militare atunci când singurele informații despre o academie sau alta le-au citit doar pe pliantă sau le-au auzit la acțiunile de promovare a carierei militare. În fiecare an, elevii din clasa 11 desfășoară o excursie de orientare socioprofesională la instituțiile militare de învățământ. Din păcate, în ultimii ani, aceste excursii ale colegiilor militare n-au ajuns și la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. E greu, dar putem să o facem. Sigur că da. Putem să educem, poate și cu implicarea forțelor navale în această activitate. Consider că o activitate care să se întindă pe durata două zile, astfel încât să permită vizitarea pe de o parte a Academiei Navale, iar pe de altă parte a ceea ce înseamnă să fii ofițer în forțele navale, eu știu, poate cu un sprijin în resurse materiale, umane, financiare și din partea forțelor navale, ar duce la un rezultat foarte bun. Pentru a sprijini elevii Colegiilor Naționale Militare în deciziile pe care le vor lua la absolvirea acestora, Statul Major al Forțelor Navale s-a implicat în desfășurarea călătoriei de orientare socioprofesională a elevilor Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir în Forțele Navale, în cadrul programului Școala Altfel. Astfel, la finalul lunii martie, cantemiriștii s-au aflat pentru 3 zile în Forțele Navale. Ei au vizitat Academia Navală Mircea cel Bătrân, au făcut scufundări alături de scafandrii de la Diviziunul Forță pentru Operații Speciale, au vizitat navele din Portul Militar Constanța, grupul de elicoptere de la Tuzla, Muzeul Marinei Române și au ieșit pe mare la bordul navei Școală Mircea. Un program dinamic și complex care a introdus pe elevi în universul marinei.
Rolul nostru este să vă convingem, să vă arătăm că o carieră viitoare de militar în forțele navale chiar merită să fie trăită. Este un moment esențial al vieții voastre, momentul în care vă veți alege drumul militar. Drumul militar are multe cărări pe care dumneavoastră le puteți alege și explora, desigur. Sper să fiți interesați, sper să vă placă Marina, sper să ne regăsim aici la anul, pe vremea asta când e vizita medicală, cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Bine ați venit la bordul fregatei Regele Ferdinand, sunt comandantul navei, comandor Ioan Marian. Moderne și foarte frumoase. Am să iau în considerare și Academia Forțelor Navale, deoarece mă caracterizează oarecum. Eu am spirit aventurier și îmi place să fac parte dintr-o echipă. Academia mi se pare un loc extraordinar de primitor. Am întâlnit niște oameni foarte frumoși aici, care ne-au primit cu brațele deschise și nu se compara atmosfera cu un mediu civil sau cu altceva ce poate să-ți ofere viața.
păstrat cel mai mult aspectul original, marinăresc. Avem încă parâme vegetale, nu se mai întâmplă la celelalte nave. Acest semestru de studii este una unică în ultimii ani pentru colegiul nostru, pentru că a durat 6 zile, vizitând toate academiile militare, unde noi am putea să ne urmăm cariera după liceul militar. Consider că Academia Navală ne-a arătat cam tot ce se putea din Forțele Navale Române. Personal, voiam să merg la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, înainte de acest semestru de studii. Am vizitat și Sibiul, am vizitat și Constanța, am venit și la Forțe Navale. Sunt total impresionat de Forțe Navale Române și consider că Academia Navală Mircea cel Bătrân este cea mai bună alegere pentru mine. Ai schimbat ceva la aceste zile pe care voi le-ați petrecut la Constanța pentru viitorii elevi care vor veni în această excursie? Sincer, aș dori să se adauge zile de stat la Constanța. Adică mi-a plăcut foarte mult și nu numai mie, ci și colegilor mei. Deci toți am fost impresionați de ceea ce am văzut la Constanța, cât și la Tuzla, peste tot unde am mers la secțiile de studii. La Constanța mă refer strict pentru că sunt la bordul navei Școală Mircea. Deci tot ce am văzut a fost extraordinar și am rămas total impresionat. Eram deja hotărât să urmez Academia Forțelor Navale, dar cu această excursie m-am convins și mai mult. Ne-am simțit atât de bine primiți aici și s-a simțit toată pregătirea care a fost făcută înainte să ajungem. Toate vizitele pe care le-am făcut ne-au uimit, pentru că nu a fost un anumit element pe care l-am vizitat, am vizitat o groază de elemente și a fost superb. Pe lista opțiunilor tale pentru Academie se află Academia Navală? Evident, a fost un vizit al meu de când eram mică, o pasiune mai mult să spun așa. Înainte să cunosc despre ce este vorba, înainte să știu ce înseamnă cu adevărat Academia Forțelor Navale, chiar mi-am dorit asta, înainte să fiu chiar în domeniul armatei. M-am îndrăgostit de acest loc după aceste 3 zile. Am văzut lucruri nemaipomenite, extraordinare, pe care nu știu dacă orice om ar putea să aibă parte. Sunt experiențe de care te îndrăgostești la primul contact cu ele. Și am rămas profund impresionată de lucruri pe care le fac oamenii de aici, de iubirea cu care ne-au primit și felul lor de a fi. Adică de parcă am fi noi de aici și e un lucru uimitor să întâlnești astfel de oameni, mai ales în condițiile acestea pe mare, unde ar trebui să fim ca o familie. Și am învățat multe din personalitatea lor și din comportamentul lor, pentru că sunt oameni extraordinari și cu o meserie uimitoare, adică sunt un model pentru mine toți. Aș lăsa celelalte academii și probabil aș rămâne aici, sincer. Sunt o primare mai lungă cu Mircea și e perfect. Sau cum am fost pe Fregate, ar fi super să stăm și să avem timp de vizită foarte, foarte mult. Nu am apucat să vedem absolut tot și e uimitor ce este acolo și ce se găsește. Vei alege Academia Navală? Da, și eu sunt certitudine pentru că e tot ce-mi doresc. M-am îndrăgostit de mare, m-am îndrăgostit de senzația pe care mi-o oferă aceasta. E o iubire efemeră, adică pentru mine nu o să se termine niciodată. Senzația pe care o ai în momentul în care stai în mijlocul mării și vezi stânga în dreapta apă, e uimitoare, e nemaipomenită. Simți că trăiești cu adevărat. Aceste senzații nu se găsesc oriunde, pe alte ramuri și probabil de aceea o să aleg și sunt convinsă, adică nu vreau altundeva. A fost o experiență unică de neuitat. M-am bucurat că conducerea instituției a decis să plecăm în această excursie de studii. La Constanța, la Forțele Navale, am stat cel mai mult. Am vizitat tot ce se putea vizita. Am fost pe Fregata Ferdinand, la Scafandrii. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult și sper să mă reîntorc. Acum când sunt sub impactul emoțional al vizitării academiilor, e foarte greu de ales. Mi-a plăcut la Academia din Sibiu, dar și la Academia Navală. Mi-a plăcut foarte mult tot ce ține de Academie, experiența ce se întâmplă în Academie. Am vizitat toate laboratoarele foarte bine echipate și o prezentare excelentă. Impactul mării a fost senzațional, foarte puternic și Academia Navală reprezintă o opțiune viabilă pentru mine și un drum pe care aș parcurge anul următor când o să dau admiterea. Pentru că sunt conștient și am fost
Am fost convins de acest lucru în această excursie, în cele 3 zile petrecute la mare, că e un drum foarte bun pentru noi, o carieră frumoasă, plină de experiențe, plină de aventură, de colegi. Nu am mai văzut în nicio academie și nicio altă instituție o relație de colegialitate, o muncă de echipă așa foarte bine structurată ca la Academia Navală. A fost timpul prea scurt pentru câte dumneavoastră ați avut planificate pentru noi. A fost extrem de interesantă. Am văzut multe lucruri noi, interesante și care definesc forțele navale. Aș da doar un exemplu, și anume bricul Mircea, la bordul căruia ne aflăm acum, alături de submarin, alături de Academia Navală, alături de muzeul care înglobează toată tradiția forțelor navale și sunt multe, multe alte lucruri interesante pe care le-am văzut. Am convingerea certă că alegerea unui drum în viață trebuie să se bazeze pe cunoaștere. Pe cunoașterea viitoarei specializări, viitoarelor atribuții, cel puțin la nivel de maximă generalitate. Am convingerea că între a alege să lucrezi la calculator și a alege să urci, să instalezi vele, trebuie să știi dinainte ce presupune asta. Este elementul esențial care a stat la baza deciziei mele de a colabora atât de deschis cu forțele navale. Știați teoretic planul pe care elevii noastre îl vor avea aici în forțele navale? V-a surprins ceva? M-a surprins realismul, m-a surprins spiritul de corp deosebit pe care l-am găsit la forțele navale. M-au surprins de asemenea abnegația și dăruirea cu care oamenii lucrează, muncesc, sunt implicați în ceea ce înseamnă navigație într-un cuvânt. Prezența elevilor în cadrul forțelor navale ne-a oferit posibilitatea de a le prezenta activitățile din forțele navale, de a le prezenta ce fac marinarii și ce poate reprezenta marina ca o variantă de carieră în viața acestor tineri. Cum i-ați simțit pe aceștia? Pornind de la cel care spunea că i-a văzut pentru prima dată marea, până la cei care au văzut marea de pe plajă și de pe faleză, este o marjă destul de largă, dar niciunul nu a fost până acum la bordul unei nave, nu au văzut activitățile scafandrilor, nu au văzut și nu au înțeles până acum posibilitățile de pregătire pe care le oferă Academia Navală. I-am simțit deschiși, i-am simțit curioși, i-am simțit dornici de noi cunoștințe și unii și-au exprimat intenția de a ni se alătura în forțele navale în viitor. Este un program benefic, este un program care oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște forțele navale și personal consider că trebuie să invităm și reprezentanții și elevii celorlalte colegii la o astfel de vizită în forțele navale. În vizitele pe care le-am făcut la colegiile militare, am constatat în primul rând faptul că noi povestim sau transmitem pliante despre forțele navale, despre ce reprezintă marina, unor oameni care unii dintre ei nici măcar nu au văzut marea. Trebuie să continuăm această activitate de promovare a forțelor navale. Reușita acestei vizite impune necesitatea facilitării prezenței elevilor din celelalte colegii militare în forțele navale pe timpul excursiei de orientare socioprofesională, astfel încât să aibă cât mai multe informații în momentul în care își vor alege cariera militară. Cât despre parteneriatul dintre marinari și cantemiriști, acesta se dezvoltă pe noi coordonate.